Un bărbat a fost prins de polițiști în orașul Deta cu 99 de pachete de țigări de contrabandă asupra sa. Bărbatul a rămas fără cele 1980 de țigarete netimbrate, dar s-a ales și cu un dosar penal. La data de 24 septembrie, polițiștii orașului Deta, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat în fața unei societăți comerciale din orașul Deta un bărbat în vârstă de 54 de ani, având asupra sa o geantă. În urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit 99 de pachete de țigări, reprezentând 1980 de țigarete netimbrate. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.